Salut! Hai să zic 5 lucruri care nu plac la BMW i8. Numărul 1. Rezervorul de lichid de parbriz. Și nu numai rezervorul, capacul rezervorului de lichid de parbriz. În primul rând, rezervorul de lichid de parbriz e prea mic. Adică am cumpărat chestia asta de la OMV, era plină, în mașina mea am cap două de-astea. Era plină, da? Mai am 3 sferturi. Deci am căput un sfert de pungă din asta în rezervorul de lichid de parbriz. E prea mic. Dacă conduci pe o vreme noroioasă, trebuie să oprești în peco din 15 în 15 km pentru chestia asta. Ca să nu mai zic de capacul de la rezervorul lichidului de la rezervorul pentru lichid de parbriz. Capacul este din plastic, e o bucată de plastic pe care așa să bagi așa unghia pe sub ea și să scoți așa, știi? Și care cred că după 15 utilizări se va uza și va pica singură la cum e, la cum e făcută. Deci chestia asta nu-mi prea place. Numărul 2. N-am unde să-mi pun telefonul. Serios, adică am încercat să-mi pun telefonul și n-am unde. Bine, am și un televizor de telefon, trebuie să recunosc, dar n-am unde să-l pun. Efectiv, nu există un loc. Bine, aș putea să-i bag un suport din ăla de telefon, știi, aici la aerisire, dar ce țigănie e aia, pe bună, adică distruge aerisirea. L-am încercat să-l pun aici, între picioare, dar faci dracu cancer la coaie făcând chestia asta, nu e ok, n-am unde să-l pun. Dacă ai un telefon la mititele așa, micuț, poți să-l pui aici în suportul de pahare, dar meu nu cape! Numărul 3. Frânele. Da, știu, e o mașină foarte puternică, dar frânele nu cred că sunt la fel de bune, adică nu cred că se oprește la fel de bine pe cum pleacă. Dacă e așa de spurcată când pleacă, știi, nu se oprește la fel de bine. Bine, înțeleg, sunt frâne care au regenerare a energiei kinetice în energie electrică, de acord. Și o grămadă de science și știință în spatele acestor frâne. Dar, dacă te obișnuiești cu mașina și a pus o conduci destul de mult timp, o să înveți să trăiești cu ele și o să știi cum să le moderezi astfel încât să le folosești și să le exploatezi la maxim. Deci n-ar fi un capăt de lume, dar trebuia să găsești și eu ceva la numărul 3. Numărul 4. Faruri adaptive. Nu pe bune acum, serios, deci asta chiar eram în niște curbe, în niște ace de păr, prima pe lângă Brașov, prin Poiană, bezna afară și efectiv trebuia să fac așa, să văd. Eram cu capul în parbriz pentru că nu era beznă și nu vedeam. Plus că Edita mai stâlpul în dreapta și în stânga și nu vezi afară, literalmente. Așa că la cât de repede mașina asta schimbă direcția, ar fi fost bune niște faruri adaptive. Iar numărul 5, nu prea vezi afară din ea. Pe bune, adică oriunde te-ai uita, nu prea vezi afară. E bine, bine, e o mașină. Trebuie să vezi în mașina asta, să vezi în față. Asta e cea mai importantă. În lateral nu te interesează cine trece pe stradă. Lasă să se uite la tine, nu trebuie să te uiți la ei. Dar, bine, are și sistemul de parcare care e foarte, foarte avansat și trebuie să fii chiar retard să julești mașina asta în parcare. Dar vizibilitatea, să zicem că nu este cea mai bună. Și dragilor, acestea au fost 5 lucruri care nu plac la BMW i8. Dacă aveți și voi alte chestii care nu vă plac la aceeași mașină, nu ezitați să mi le lăsați în secțiunea de comentarii, o să le citesc pe toate. Vă mulțumesc că ați urmărit și episodul ăsta, ne vedem data viitoare cu o mașină, sperăm la fel de spectaculoasă, dar până atunci vă țuc și vă doresc o săptămână excelentă. Pa!